Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a primit un număr mai mare de locuri bugetate pentru admiterea din acest an. Mai mult, instituția suceveană pune la bătaie noi programe de studiu. 1100 de locuri fără taxă la licență, 470 de locuri la master, 102 locuri fără taxă pentru tineri de origine română din Republica Moldova sau Ucraina și 15 locuri fără taxă pentru tineri din Republica Moldova cu diploma de bacalaureat în România. Sunt locurile care își așteaptă din toamnă studenții. Anul acesta avem la licență 1100 de locuri bugetate pentru studenții români, cu o creștere de 50 de locuri față de cifra de anul trecut. Pe lângă acestea, mai sunt scoase la concurs 15 locuri pentru absolvenții cu diplomă de moldoveni, cu diplomă de bacalaureat în România. 15 locuri sunt alocate lor, din care 10 sunt cu bursă. Și de asemenea, 102 locuri sunt alocate absolvenților moldoveni care iau bacul în Republica Moldova. Dintre aceste 102 locuri, 45 sunt cu bursă. De asemenea, la licență vom scoate la concurs și 1600 de locuri cu taxă. Mai mult, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava scoate la concurs 44 de programe de studiu, printre care se numără și geografia, program reintrodus de anul acesta, 9 la ID și 37 la masterat, unul fiind în limba engleză. Anul acesta 44 de programe la licență, cu unul mai mult ca anul trecut, apare după 2 ani de pauză geografia, unde anul acesta am alocat chiar 17 locuri bugetate. Nu suntem siguri că toate 44 vor activa, deoarece există o limită minimă de studenți, 30, în anumite condiții poate să scadă până la aproximativ 20 de studenți, în cazul în care există programe de studiu la care există un cumul între cursurile desfășurate, între două specializări, nu toate, probabil, e posibil ca nu toate programele de licență să fie activate, asta vom vedea însă după a doua sesiune de admitere din toamnă. La masterat scoatem la concurs 37 de programe. Noutatea în acest domeniu apare la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, unde sperăm să înceapă un prim program desfășurat într-o limbă străină, în limba engleză. Am mai avut în universitate programe de acest gen. Din păcate, ele n-au continuat, iată acum că apare unul nou, un program de master numit Planning of New Tourist Products and Destination Management. Și nu în cele din urmă, Universitatea Suceveană își așteaptă studenții cu 9 noi programe de conversie profesională. În anul trecut am lansat primele două programe, unul la Facultatea de Inginerie Electrică, Tehnologia Informației și Comunicării și unul la Facultatea de Științe ale Educației, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Anul acesta adăugăm Educația Tehnologică la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Istorie la Facultatea de Istorie Geografie și programele de Limba și Literatura Română, franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană și ucraineană la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. La aceste programe de conversie profesională pot fi admiși absolvenți ai unor studii universitare care doresc să aibă, dacă vreți, o a doua specializare. Admiterea se va desfășura și anul acesta în două etape, 13-31 iunie și 7-18 septembrie. Criteriile de admitere vor fi publicate pe site-ul Instituției de Învățământ Superior cu 6 luni înainte.